Între timp, majorări de preț de aproximativ 15% au anunțat și mai mulți producători de vin. Responsabilii de la Ministerul Agriculturii spun că scumpirea este firească, având în vedere că au crescut și cheltuielile, iar opiniile oamenilor cu privire la noile cifre sunt diferite. Un blog de vinuri a scris azi că mai mulți producători moldoveni ai licorii lui Bahus au anunțat scumpiri ce vor varia între 10 și 15%, iar motivul este creșterea de preț în mai multe ramuri ale industriei. Astfel, o sticlă de vin care costa anul trecut 120 de lei va fi vândută cu aproximativ 135 de lei. Am contactat mai multe companii vinicole mari, care ne-au confirmat că se pregătesc să schimbe cifrele vechi cu unele noi. Vinurile de consum curent care mai ieftine s-au scumpit mai mult pentru că cota parte a costurilor pentru vinurile crude este mai mare decât la vinurile maturate. Vinurile tinere depind și de creșterea costurilor care au fost în sezonul de recoltare din 2021. Timpul în situația că s-au ridicat prețurile drastic și la toate complectațiile care e nevoie pentru îmbăteliere. La cutie au fost mai mult de 30%, la etichete peste 20%. Dacă se continuă scumpirile, atunci suntem și noi nevoie să scumpim. Și vânzătorii ne-au spus că în curând urmează să schimbe prețurile afișate pe vitrină. Am fost anunțat că urmează careva majorări de prețuri până la ultimul moment, adică nu s-a știut la care și cât o să fie, procesul de producție, cred că evident devine mai scump. Și evident asta ne afectează și pe noi și pe consumatorul final. Responsabili de la Ministerul Agriculturii ne-au explicat din ce cauză să ne așteptăm la scumpiri în lanț, specificând că fiecare companie va majora prețurile reieșind din propriile calcule. Scumpirea vinului, desigur, va fi urmarea scumpirii și materiei prime, deoarece în anul acesta producătorii de vinuri au procurat materie primă practic dublu în comparație cu anii precedenți. Este vorba de materiale, de îngrășăminte, de protecție, inclusiv de manoperă, s-au scumpit și butelia, și sticla, și cartonul, și eticheta, adică este o scumpire în lanț, care în urmare va duce și la scumpirea produsului finit. Întrebați cum comentează faptul că și produsele vinicole se scumpesc, oamenii au avut păreri împărțite. Mă rog, pentru cineva e greu și asta, că sunt mese de sărbătoare, sunt nunți, sunt cumetrii. Foarte bine comărit, mai puțin vor și după volan cinstiți. Tot responsabil de la Ministerul Agriculturii ne-au comunicat că în 2020 a fost recoltată o cantitate de peste 460.000 de tone de struguri, iar pentru 2021 acesta este de aproximativ 500.000 de tone.